Bună, sunt Andreea, iar lângă mine este unul dintre jucătorii echipei Dream Team. Bună! Bună, Andreea! Cum ți s-a părut Viorel acest meci? Un meci destul de greu, e primul din acest turneu. Contează că l-am câștigat și cred că asta e cel mai important. Cu toate că ați fost conduși la pauză cu 3-2, ați reușit să reveniți cu o diferență de 2 goluri la final. Da, da, ne-am mobilizat, am zis că nu avem nimic de pierdut, trebuie să jucăm. Ne-am făcut jocul nostru de pase, am jucat bine și ne-a ieșit meciul. Contează că am câștigat și încercăm să ajungem acolo unde am dorit și am trecut primul loc. Sper că anul ăsta se va îndeplini. Cum ai caracteriza într-un cuvânt meciul din această seară? Foarte frumos. Un cuvânt, frumos. Crezi că ploaia a fost un impediment în prima repriză până v-ați acomodat cu ploaia? Ploaia nu deranjează, terenul a fost un pic ud din cauza ploii, s-a alunecat destul de mult, dar na, și noi am jucat pe ploaie și ei au jucat pe ploaie, la fel a fost pentru ambele echipe, n-a fost chiar așa rău. Bucuros de acest meci, de această evoluție a voastră. Normal, normal, e primul meci, trebuia să începem cu dreptul, moralul nostru se ridică, sperăm să le câștigăm pe toate și sper că va fi foarte bine. Am observat că nu mai sunteți în aceeași formulă ca în primul campionat. Da, am mai adus câțiva băieți pentru că trei din cei din campionatul trecut sunt accidentați, destul de grav și nu mai pot veni și a trebuit să mai aducem niște băieți și astăzi ne-au lipsit vreo 2-3 că a fost destul de târziu și n-au putut să vină. Pe viitor lotul va fi mult mai mare, astăzi am avut doar o rezervă, dar pe viitor va fi lotul mai numeros, îi așteptăm și pe băieții înapoi, să-și revină după accidentare și sper că va fi bine, totul bine. Bine, Viorel, succes pe mai departe atunci, ce să vă spun, succes! Mulțumesc mult și o seară bună și vouă, la revedere! La fel! Acesta a fost interviul cu Viorel de la echipa Dream Team. Vă mulțumesc și vă doresc o seară frumoasă în continuare și vă invit să dați like paginii oficiale Liga Prieteniei. O seară frumoasă!